Constanțenii sunt pe cale să primească facturile de care se temeau cel mai mult, cele la încălzire. Radet a emis facturile pe luna decembrie, calculate la un preț al gigacaloriei de 250 de lei. Valoarea facturilor este mică pe luna decembrie și acest lucru se datorează atât tarifului de 250 de lei față de 383,2 cât era în toamnă, cât și vremii de afară care a ținut cu consumatorii. Unii administratori de bloc sunt de altă părere și s-au arătat nemulțumiți de banii pe care trebuie să-i plătească pentru luna decembrie. Sumele ar fi aproape identice cu cele din decembrie 2014, atunci când prețul gigacaloriei era mult mai mare. Decembrie a fost o lună foarte călduroasă, în care am mers cu radiatoare, cu calorifere, numai noaptea mergea, eu știu, câteva ore la încălzire din trasa foarte redusă. Și totuși a venit, când am văzut că a venit foarte mare, 139 de lei încălzirea numai pe calorifer. Plus că plătești citirea asta, repartitoarele, le plătești și pasea o groază de bani. Alții consideră că singura economie care a fost realizată este la apă caldă, al cărui preț este și el subvenționat de către Primăria Constanța. Se cunoaște, dar foarte puțin. Nu este o diferență foarte mare între ce a fost și ce este. Dar singura posibilitate care e mulțumire pentru oameni este că a intrat și apa caldă la subvenție. În rest, nu e niciun fel de diferență. Prețul gigacaloriei a scăzut la Constanța la 250 de lei după ce timp de câțiva ani locuitorii orașului au fost nevoiți să suporte cel mai mare preț din România.